O vorbă spune că ce e prea mult strică. Dar oare se aplică și când vine vorba de copii? 3. De Ion Pribiagu Domnul Strul din Mercazit tare e nenorocit. I-a murit soția și l-a lăsat cu trei copii. Unul stă la o cumnată, altul ține o nepoată, că el ziua are treabă cu parnusa la tarabă. Vineri însă, după masă, îi se aduc copiii acasă. Că de șabat să-i îmbrace și cu toata să se joace. Casa e goală, sumbră, tristă, nimeni nu-ți spală o batistă, nimeni nu-ți pune masa, vraiște este toată casa. Trudnic se urnește treaba, țipă plozii, aba, aba, ce-ar putea el să le deie când lipsește o femeie? Toți vor să-i găsească o soață, să-și refacă drumul în viață și ca să-și câștige stima, i-au propus să o ia pe blima. Blima încă nostimioară, văduvă de un an și o vară, însă nu se pot uni. Și ea are trei copii. Se gândește ștruloleacă, însă n-are ce să facă. Treia ei, păpuși frumoase, și cu ai lui fac șase. Ai să vezi că or să se împace, or să zburde și or să joace, îl îndeamnă madame Hună, și or să crească împreună. Nu-ți mai fone cazuri, lasă un copil, e o floare în casă, chiar și zece tonui greu, are grijă Dumnezeu. Azi așa și mâine iară, strul cu blima se însoară, și la rabin, într-o clipă, au făcut o stilă hipă. Viața lor e plină iară, de îndrăgiri și primăvară, anii trec și în timp util, le mai dăruie un copil. Cine poate să răspundă de ce blima e fecundă și de ce căminul ei? S-a mai înmulțit cu trei. Trei copii din rodul firii, care cresc ca tranda firii, și cu ceilalți frați în cor, fac un rai din casa lor. Merg în vizite la neamuri, mai petrec pe la bairamuri. Iar copiii, parcă sfinți, stau acasă, toți cu minți. Dar într-o zi, cam pe la patru, cum veneau ei de la teatru, auziră din odaie țipete, scandal, bătaie. El s-a dus de grabă sus, a venit jos și a spus: mai nimic, ce să fie. Doar o cruntă bătălie. Scumpii tăi copii, cei trei, și cu cei trei copii ai mei, se cotonogesc ca proștii cu cei trei copii ai noștri.